România a fost în perioada interbelică o țară prosperă și datorită unor mari întreprinzători ca Bragadiru, Mociorniță, Malaxa, Aușniț, rămași ca personaje emblematice în istoria Bucureștiului. Un tânăr afacerist român de doar 35 de ani, Dumitru Marinescu Bragadiru, cumpără un teren pe calea Rahovei de circa 100.000 de metri pătrați și începe construcția unei fabrici de bere. Cu un capital de 2 milioane de lei, fabrica începe să funcționeze din 1895, cu dotări de ultimă oră, cu materie primă românească și numai hamei din Boemia și produce 3 milioane de litri de bere pe zi. În anul 1948, fabrica e naționalizată, numele fondatorului de pe fronton e spart cu lovituri de ciocan și Palatul Coloseum va deveni Casa de Cultură Vladimir Ilici Lenin. Prin actul de la 11 iunie 1948, care s-a numit naționalizare, s-a produs de fapt marele jaf prin care s-au confiscat brutal bunuri, cinstit și legal agonisite, care nu intrau în litera legii. N-au existat reacții internaționale la tare abuzuri, pentru că în lumea liberă nimeni nu putea să conceapă că unui om îi se poate confisca locuința proprietate, că poate să îi se ia orice obiect de valoare patrimonială, că poate fi bătut, arestat, condamnat și închis numai pentru că era proprietar al unei case, al unei prăvălii sau al unei fabrici. În această listă din dosarul Îmbogăția regăsim numele unor personalități cunoscute ale epocii, demnitari, oameni de afaceri, intelectuali, ale căror bunuri au fost confiscate și distribuite gratuit diferitelor instituții. Dacă ar fi ajuns toate la Muzeul de Artă al RSR, aceasta încă era o variantă acceptabilă, dar au ajuns în sedii ale Partidului Muncitoresc Român, ale Ambasadei Sovietice, la Ministerul de Interne sau în casele conspirative ale securității și de acolo n-au mai putut fi recuperate niciodată. Confiscările din casele Bragadiru și ale urmașului său G.G. Mironescu apar mereu în aceste liste din dosarul Îmbogățirea. Dumitru Mironescu Bragadiru a conceput Palatul Coloseum, astăzi declarat monument istoric, ca un loc de recreere, respectând astfel o tradiție a fabricilor de bere de a avea în vecinătate o grădină de vară, o braserie, un restaurant, o sală de spectacole. Clădirea, simbolizând Bucureștiul de altădată, își prezintă și azi frumusețea și farmecul istoric. Palatul Bragadiru a fost construit în aceeași perioadă cu edificii la fel de impunătoare, Poșta Română, Cecul, Curtea Supremă de Justiție. Arată astfel pentru că descendenții lui Dumitru Marinescu Bragadiru l-au revendicat conform legii speciale numărul 10 din 2001, l-au redobândit după multe procese și l-au refăcut. Bragadiru n-a uitat niciodată că se trage dintr-o familie de muncitori și a construit în interiorul celor 10 hectare locuințe pentru lucrătorii lui, casa familiei, sală de bal, sală de cinema, magazine, o popicărie pentru angajați. Dumitru Bragadiru a murit în anul 1915. Averea sa a fost preluată de fiul cel mare, tot Dumitru, care după 1944 a fugit din țară. Apoi, urmașul lui Bragadiru a fost generele său, G.G. Mironescu. Nici n-a fost palat niciodată. Ce a fost deci, acolo? Ia spuneți-ne. El a fost construit ca pentru loazirul, pentru timpul liber al muncitorilor din fabrică. Era clubul muncitorilor. Și acolo puteau să-și petreacă timpul liber, acolo se organizau baluri pentru muncitori. Și când spun pentru muncitori, spun pentru toți cei care munceau în fabrică, de la director la muncitori, la ultimul muncitor. Erau cluburi de puteau să învețe să joace bridge, puteau să
joace tot soiul de jocuri și să învețe tot soiul de lucruri, să făceau serate muzicale. Deci era o combinație de, dacă vrei, era un fel de casă de cultură de pe vremea comuniștilor, dar făcută în mod inteligent și realmente pentru muncitori. După părerea mea, cred că este primul industriaș socialist din Europa, pentru că acest Dumitru Bragadiru e cel care a dat primele concedii plătite, spre exemplu. A creat niște condiții muncitorilor absolut extraordinare. Deci fiecare, că aveau tăini de bere, mi se pare normal. Dar copiii fabricii aveau lapte gratuit, deci trecea lăptarul și lăsa lapte pentru fiecare copil al fabricii, indiferent că era copilul directorului sau al muncitorului. Aveau locuință gratuită și după un număr de ani treceau din locuințe, că stăteau în ceea ce se cheamă și azi locuințe ieftine, da? Construite pentru muncitorii fabricii. Și după treceau dintr-o casă în alta, în funcție de dacă li se mărea familia, dacă aveau un alt post în fabrică. Și după, nu știu, 15 sau 20 de ani, nu știu exact, dar după un număr de ani consistenți de altfel de lucru în fabrică, aveau dreptul să-și cumpere. Deci casa devenea lor pe o sumă absolut modică. Nu... Deci era un fel de proprietărire, dar nu de tot, nu știu cum să spun. Copiii fabricii, dacă erau elevi foarte buni, aveau studiile asigurate până la orice grad. Până la orice grad însemnând doctorat. Deci au plătit și doctorate pentru că erau copii ai fabricii. Așa cum spuneam, averea lui Dumitru Bragadiru a fost administrată mai departe după 1944 de ginerile său G.G. Mironescu, devenit președinte al societății. Cum odată cu naționalizarea și proprietarii au avut de suferit, acesta va fi condamnat de 5 ori prin 5 sentințe la aproape 30 de ani de închisoare. De altfel, întreaga familie a avut de suferit. Simina Mezincescu, mama lui Ivet Fulicea, a fost și ea o victimă a regimului comunist. O strălucită generație de oameni politici, de la Iuliu Maniu, majestatea sa, regele Mihai, la Corneliu Coposu, a trecut pragul casei lui G.G. Mironescu, el însuși fiind și ministru de externe și având și alte demnități politice. A fost condamnat de 5 ori, am aflat și eu citindu-i primul testament, n-a făcut nicio zi de pușcărie pentru că a fost ascuns preț de... Deci primul testament e 51 și el a murit în 56. Deci aproape 8 ani, 7 ani sigur. A stat ascuns și nici măcar familia nu știa unde este ascuns. Și l-au ascuns oamenii fabricii. Era un personaj fabulos ca persoană și personaj. Iar testamentul lui este o analiză a comunismului, iar descrierile condamnărilor lui sunt chiar amuzante.
dacă nu, mă rog, dacă n-ar fi foarte triste. Dar sunt făcute cu logică și fără înverșunare și explică cât de absurdă e similijustiția comunistă, care nu respectă nici măcar legile făcute de ei. Într-un testament unic, pe care familia îl dă publicității pentru prima dată în filmul nostru, Gege Mironescu declară: întreaga mea avere fiind confiscată, nu pot face nicio liberalitate. Singurul avut ce mi-a mai rămas este trupul meu. De el pot dispune și lasă acest trup Facultății de Medicină din Iași spre a servi învățământului medical. Instruirea tinerimii a fost ideea cardinală a vieții mele și țin să aplic această idee și la moarte. Iași, 18 mai 1956. Adevărul și libertatea, va spune el, au înțelesuri false sau absurde în regimul comunist. Justiția este transformată într-un odios instrument de prigoană și de exterminare a celor ce nu se alătură regimului. Cred că în momentul în care m-am născut, probabil că eram copilul cu cele mai multe rude, dacă nu în pușcărie, tocmai ieșite din pușcărie, și cu prietenii familiilor de unde veneam în pușcărie. Așa că una din primele mele amintiri e o amintire olfactivă. Bunicul meu matern, deci tatăl mamei, Grigore Caracaș, se întorsese din pușcărie și amintirea era ajun de Crăciun, pentru că amintirea e de brad, portocală și miros urât de pușcărie. Și trebuie să-ți spun că, din păcate, am avut de-a face cu mirosul urât al oamenilor care veneau din pușcărie de multe ori în copilăria mea. Hainele lor erau ținute în depozite speciale, când plecau erau scoase și sigur că miroseau a haine vechi. Deci, Luce, asta e, deci amintirea mea de copil e mirosul urât din a celor care se întorceau din pușcărie. Copil fiind, înțelesesem perfect că în pușcărie sunt două categorii de persoane. Unii care trebuie să fie acolo pentru că sunt hoți, au făcut lucruri rele, și eu la 5 ani aveam și categoria mea pe care o numeam prea bunii. Și printre prea buni erau mama, tata mare, tata, opapa, celălalt bunic și toți prietenii lor și alți unchi, mătuși, mă rog, cine... O lume a fost confiscată de comuniști și aruncată în temniță, o lume adevărată. O lume a fost aruncată în temniță. Eu cred că cei care am rămas suntem învingători, pentru că nu, tocmai n-au reușit nici să ne urățească, nici să ne învrăjbească, nici am avut și șansa de a fi înconjurată de oameni extraordinari care au ieșit din pușcărie senini, fără ură, fără rancună, au rămas cu dragoste de oameni, cu un tip de înțelegere pe care foarte puțin o au, ca să spun așa. Spune-mi, te rog, a fost un proces greu recuperarea a unei părți simbolice din averea Mironescu sau Bragadiru? Deci a fost greu? A fost un proces greu? Mai ales îndelung. Nu s-a terminat nici azi. Deci imediat declanșat după 90? Deci după 90, ca tot omul, cu puținele dovezi pe care le aveam, că n-aveam foarte multe, dar mă rog, la un moment dat am început să... Am depus la toate primăriile, sigur, eram pe parte Bragadiru, suntem mulți veri, pentru că Bragadiru a avut 6 copii. Și
Deci eu ar trebui să fiu unul din șase, eu fiind chiar unul din șase, pentru că pe filiera mea au fost câte unul, câte unul în final. Adică străbunica, bunicul, tata și eu. Deci tata copil unic și eu copil unic, deci nu sunt... Și aș mai avea încă cât unu, pentru că două mătuși care n-au avut copii au lăsat jumătate din averea lor bunicului și jumătate unui văr primar, Bragadiru, care locuia deja în Franța în perioada aia. Deci, suntem 7-8, mulți. Eu fiind singura în România, m-am dus frumos și am spus că n-am murit, că exist și că cer recuperarea în natură, a imobilelor, după care pe diverse legi, cum ar fi asta cu pământul, 10 cred, sau 110, nu știu, că nu sunt foarte... am depus și acolo pentru câte 50 de hectare pentru fiecare autor. Încă nu am nici măcar jumătate de hectar restituit. Da, mă rog, nu disper, o să facem reveniri, cine știe. Spune-mi, te rog, pe lista asta de la CNSAS sunt multe tablouri de artă și Grigorescu și da. Mi-ai spus că nu te mai interesează sau că, mă rog, le lași acolo, în hârtii. Lucia, e atât de complicat, deci nici lucrurile simple, deci lucrurile cele mai clare, a trebuit să ne judecăm, să avem procese, deci, spre exemplu, cu ciclopul, apropo de, că am văzut că a apărut și un articol, că nu sunt strănepoata străbunicului și că aș fi în nu știu ce mafie imobiliară. Deci ciclopul e un imobil care a aparținut acestei familii. Actele sunt simple, clare, deci ăsta ar fi trebuit restituit imediat ce s-au făcut. Așa era legea, nu? E bine, nu. Sunt procese interminabile pe bucățele și încă procesele s-au terminat anul trecut de tot. Și avem hotărârea definitivă și revocabilă, deci 2014. Toamna lui 2014, iar punerea în posesie nu este nici azi. Și sunt diverse instituții care spun, a, dar nu la noi, la ceilalți. Dar nu noi am avut... Deci e mult mai complicat decât pare. Am avut norocul să cresc printre oameni liberi și frumoși, chiar dacă au fost în pușcărie. Pe strada Brezoianu, la numărul 23, Palatul Universul, menit a găzdui cel mai popular ziar al epocii interbelice, s-a construit de către Stelian Popescu, directorul acestui ziar.
după planurile unui celebru arhitect al timpului, Paul Smărândescu, cel care proiectase și reședința lui Stelian Popescu din strada Dionisie Lupu. Smărândescu a lucrat în colaborare cu inginerul Emil Prager pentru a înălța acest monument reprezentativ pentru perioada de tranziție dintre tradiționalismul și masivitatea specifice stilului neo-românesc și detaliile tipice modernismului. Palatul cu o suprafață construită de peste 10.000 de metri pătrați a fost inaugurat la 2 noiembrie 1930. Mai 1945. Războiul luase sfârșit în Europa. La 2 zile distanță, cu o febrilitate suspectă, începe procesul celor mai mari publicații și personalități din lumea presei politice românești. În 30 mai este fixat termenul de judecată și în 4 iunie se emite hotărârea numărul 2 a Tribunalului Poporului, care a dat cele mai aspre pedepse, de la detențiune pe viață la pedeapsa capitală, în cazul lui Pamfil Șeicaru. Împotriva tuturor, același cap de acuzare, extras din legea 312 a anului 1945, vinovați de crime de război. Constituția în vigoare prevedea însă libertatea de conștiință, de informare și de publicare a ideilor și opiniilor, dreptul la libera lor exprimare. Instanțele au reținut vinovăția inculpaților doar printr-o interpretare retroactivă, trunchiată și tendențioasă a articolelor publicate în presa vremii, iar apoi, pe această bază și prin evocarea funcțiilor deținute de unii dintre aceștia, au construit hotărârea de condamnare, căreia i s-a atribuit în mod forțat caracterul unei crime de război. Instanțele trebuiau să aibă în vedere că scrierile incriminate prin actul de acuzare aparțineau unor ziariști de profesie și scriitori, care prin natura activităților, în toate timpurile, la noi și oriunde, în lumea civilizată, au fost și trebuie să fie receptori și interpreți. Pușcat în anul 1958. Cele trei fete au fost persecutate și aruncate afară din școli și facultăți. Întreaga avere a fost confiscată. Stelian Popescu a fost directorul celui mai mare ziar românesc, care apărea interesele neamului românesc cu toată strășnicia și cu în admirația și iubirea neamului, întregului neam. Fiindcă poporul român avea nevoie de un asemenea ziar și el pusese la dispoziție. Era foarte atacat de către adversari care erau de regulă străini, Dimineața și Adevărul, unde era oficina comunistă, cu patronii ei de Idoanea Paucăr, vedeți? Și era foarte atacat, dar el își păstra sănătatea și ducea mai departe lupta cu toată îndârjirea. Acolo am scris și eu, da, Universul.
am scris beneficiind de marea răspândire pe care o avea. Procesul, de fapt, a fost procesul, am uitat exact termenul, marilor trădători și a fost al doilea proces al regimului, primul fiind al lui Antonescu, al doilea... Procesul ziariștilor. Procesul ziariștilor. Și în acel moment, Stelian Popescu, bunicul meu, se afla în Elveția pentru că soția lui avea cancer la sân și deci s-au dus să se trateze. Deci el a fost condamnat la moarte în absență. Și condamnarea a rămas valabilă până când am făcut proces de reconsiderare juridică și a fost anulată în 94 prin anularea pedepsei și anularea confiscării averii bunicului Stelian Popescu și a întregii familii. În ce se constituia această avere? Averea erau imobile, era ziarul Universul, societate pe acțiuni în care familia Stelian Popescu inclus avea 98% din acțiuni, restul acțiunilor erau date la salariații ziarului Universul, clădirea ziarului care a fost construită de Stelian Popescu de un arhitect Brătescu în stil Art Deco, care a fost declarat, e pe lista monumentelor istorice, precum și alături bunicul meu a construit un cămin pentru studenți. În afară de asta era moșia de la Petrăchioaia, de fapt Măineasca, care este un sat lângă Petrăchioaia, dar aparține comunei, cu un conac foarte frumos, care a fost, totul a fost luat în 1945 și deși legea prevedea 50 de hectare de persoană să rămână în folosință, când mama mea s-a dus acolo, au gonit-o cu puștile. Deci, femeie singură, nu a mai îndrăznit să se ducă înapoi. După aceea, conacul a fost ocupat de armată, unitate militară, până în 89, cred, și după aceea a fost ocupat de IAS de la Afumați, care în decursul anilor a devenit o societate privată. Și din 95, cred, ne luptăm să obținem acel conac și terenul aferent de pe malul lacului. Conacul, ca și terenul de la Petrăchioaia, satul Măineasa, a avut soarta celorlalte domenii. Și-au tras niște adevărați corbi, acte de posesie, au furat din suprafața de pământ și justiția i-a sprijinit în lăcomia lor. Ba mai mult, băieții deștepți ar vrea acum să refacă palatul cu fonduri europene. Casa lui era pe Dionise Lupu. Este, de fapt, singurul lucru pe care l-am obținut, această casă. Între casa în care locuia Stelian Popescu și s-a născut mama mea, moșia cu conacul de la Măineasca, ziarul Universul, niște pădure, nu mai știu unde, numai casa asta am obținut. Casa a fost confiscată cu tot ce era... Casa a fost confiscată cu tot ce era înăuntru și la un moment dat am văzut un proces verbal în care toată argintăria, toate tablourile, toate erau pentru 200 de lei. Și pormă când cineva a spus, da, cum se poate, ce păi am plătit. Am regăsit cu durere în aceste liste de confiscare foști deținuți politici despre care am vorbit adesea în memorial, printre care Mihai Romașcanu, Pan Halipa, Cornel Petrasevici, Ion Hudiță, Constantin Cantacuzino Bâzu, Vasile Serdici, Alexandru Glaț, Iosif Schubert și mulți alții, fugari ca Vișoianu, Aușniț, Marta Bibescu.
Pe toți naționalizarea i-a deposedat de averile lor în fond de viața lor. Au murit departe de țară sperând că va veni o zi, o zi a dreptății. Au rămas în urma celor plecați palate, case frumoase, valori de patrimoniu. Se pare că oamenii bogați ai acelor vremuri, spre deosebire de cei de azi, au știut ce să facă cu banii lor. I-au investit în România, în țara lor. În casa în care m-am născut eu, erau mobile foarte frumoase, cum părinții mei au fost, tatăl meu a fost ambasador în Italia și de-abia se căsătoriseră, deci mama și-a mobilat toată casa când s-au întors, casa în care locuiau, cu mobile și tablouri și sculpturi și tot ce s-a putut aduce de la Roma de calitate. Dar, încă o dată, eram copil și când ne-a dat afară și când s-au întâmplat toate astea, aveam 5-6 ani, deci la vârsta asta foarte greu să realizez semnificația operelor de artă. Tot ce știu e că mai târziu era un tablou al bunicului, Stelian Popescu, pe perete, în casa aia mizerabilă din Popanan, unde am fost evacuați, fără baie, fără bucătărie, și era un tablou de Stoenescu pe care mama a încercat să-l doneze aici la București, la muzeu, și a fost refuzată, că era Stelian Popescu era dușman al poporului, și l-a donat la muzeul din Craiova. Copil fiind, Sandra se ruga pentru tatăl ei aflat în detenție. Dragă papi, ani de zile, în fiecare seară, după rugăciunea obișnuită, venea rugăciunea mea speriată să te aducă înapoi din închisoare. Într-o zi a venit o scrisoare oficială care anunța pe jumătate de pagină, bătută la o mașină care nu mai forma litere complete, că de fapt nu mai avea cine să vină înapoi, acasă, deoarece nu mai erai printre noi. Toate bunurile v-au fost luate și ați fost mutați într-o casă din Popanan. Da, o cocioabă. Toată familia. Toată familia, mama și cu patru copii. Că eram patru copii. Tata era deja în închisoare. Tatăl meu. Și bunicul era în Elveția. Tatăl meu, Ion Lugoșanu, a fost arestat în 49, dușman al poporului, condamnat la moarte pentru spionaj și apoi pedeapsa a fost comutată pe 25 de ani și a fost în închisoare. Am avut un singur vorbitor în toți anii de închisoare, că a murit în închisoare, deci în 11 ani, un singur vorbitor la care mama n-a putut să meargă pentru că divorțase ca noi să putem merge la școală. Și atâta, nu l-am mai văzut. Asta a fost. Cine a mers la vorbitor? Sora mea cea mare și cu mine. Mama era divorțată, deci ea n-a avut dreptul să meargă și atunci a mers sora mea și eu, fiind minoră, am avut voie să însoțesc. Și cred că era în 54, dar nu sunt sigură, 54-55. În 58 a murit. În 58 a murit. Și tatăl și fiul, Lugoșianu, au fost arestați și condamnați. Tatăl, arestat la început, la 27 mai 1946, în procesul Mișcării Naționale de Rezistență, a fost eliberat în iunie 1946, rearestat în noaptea de 15 spre 16 august 1949 pentru înaltă trădare,
fiind fruntaș al Partidului Național Țărănesc, cu activitate subversivă și având, se spune, legături cu misiunea americană. A intrat la facultatea de drept primul sau al doilea și după ce s-a dus o zi sau două la curs, a fost dat afară. Și atunci, cred că în mintea lui, iară, eu eram copil, el avea 18 ani, eu aveam 14. Cred că în mintea lui s-a petrecut ceva. Între timp, ne venise o hârtie că tata s-a prăpădit în închisoare și el a spus, nu-i spune mamei, sub nicio formă, ca să nu o apuce disperarea, că deja viața era extraordinar de grea, cu 4 copii și cu o singură slujbă prăpădită și într-o mizerie cumplită. Și cred că faptul ăsta, că și tata s-a prăpădit în închisoare, noi toți am sperat că într-o bună zi totuși o să vină, că începuse să vină lume acasă. Și atunci s-a gândit să facă o mișcare contrarevoluționară după modelul celei din Ungaria. N-a reușit, a fost prins, a fost judecat și pus la zid a doua zi, din câte am înțeles. Pentru că mama, când s-a dus să ceară audiență și să facă apel, i s-a spus, dar dumneata nu știi, a fost deja ucis sau omorât sau cum să spun. Executat. Executat. Da. Spuneți-ne, câți ani avea când a fost executat? 21. În anul 1958 este arestat și fiul pentru încercare de complot, activitate contrarevoluționară, condamnat la moarte și executat în Valea Piersicilor de la Jilava. Cele trei surori, Lugoșianu, au plecat în cele patru țări ale lumii. Sandra în America, o soră în Franța, alta în Germania. Mama lor a rămas în țară și după 1990 a încercat să recupereze memoria celor doi mari dispăruți. Cum a supraviețuit mama acestor încercări atât de groaznice? Asta este o minune extraordinară și faptul că a reușit să ne crească și să ne pună de mâncare pe masă și să-și păstreze energia și să ne dea educație și să ne scoată oameni întregi. Ați fost trei fete, da, și un băiat. Trei fete și un băiat. Odinioară, Palatul Universul constituia nucleul presei bucureștene. Cele patru rotative est-germane mergeau la maximum. Serian Popescu a condus iarul între anii 1916 și 1943. El a înființat societatea anonimă Universul cu un capital de 21 de milioane, dintre care 16,4 milioane îi aparțineau. Universul fusese înființat de Luigi Casavian, un jurnalist italian venit în țară în 1877 în calitate de corespondent de război. Și aici a rămas. Serian Popescu păstra deviza fostului patron: nici cu ăla, nici cu ăla. Ăsta este Universul. Construind ziarul ca periodic independent politic și alcătuit după principiile gazetăriei moderne. Fiind un ziar de atitudine, era cea mai citită publicație din România, cu tiraje de 80.000 de exemplare, în timp ce ziarele tradiționale abia atingeau 5.000 de exemplare. Universul era scos în 5 ediții, fiecare tren pleca ducând o altă ediție și nu exista sat în România în care să nu ajungă măcar un exemplar.
săl de tribunal somtoase, cum era aceea de la Academia Militară, se desfășoară adevărate linșări publice. Cum s-au putut produce atâtea condamnări pe bandă rulantă? Scânteia reproduce integral în 7 martie 1945, la o zi după instalarea lui Petru Groza, un articol publicat în Pravda, Problema pedepsirii criminalilor de război, în care rușii acuzau fostul guvern Nicolae Rădescu că publicase o listă cu numai 65 de criminali de război și vinovați de dezastrul țării, dorind astfel să-i scape pe ceilalți. PNL și PNC cereau, până a se ajunge la procese, stabilirea unor norme de drept și examinarea atentă și fără părtinire a celor acuzați. În lipsa unei definiții precise date noțiunilor de criminal de război și de colaboraționist, au devenit posibile arestarea și condamnarea a mii de persoane a căror vinovăție era greu de dovedit, dar care fusese impusă de Moscova. Arapau că spunea așa, am auzit eu, sinucideți-vă că alte ieșire nu aveți. Vasile Luca spunea, să dispară cuvântul milă din vocabularul vostru. Așa ceva eu n-am auzit în nicio grupare naționalistă la noi, nu a existat asemenea lucruri. Fiindcă ei sunt practicanții crimii, a ororilor, fără conștiință. La noi există o conștiință, o omenie, o omenie. Și acum, dacă mă întrebați pe mine, cum întrebați întotdeauna, iertați, au dreptul la iertare? Eu vă spun, de ce îmi puneți această întrebare, doamnă? Noi să iertăm, ei să ne ierte pe noi că mai trăim. Le-am stricat socotelile și planul, că erau, toate erau făcute după plan, cincinar. Le-am stricat socotelile că am supraviețuit și asta era o pagubă pentru dumnealor. Noi îi iertăm, doamnă, n-avem nimic. Dar, cum vedeți, devin și câștigă alte poziții din care nu rezultă nicio pierdere față de situația pe care au avut-o. Sunt tot dominanți și tot ei îndrumă societatea noastră. Treaba lor nu mă interesează dacă se îmbogățesc sau nu, cu toate, că să știți, politica vremii stă în mâna celor care au bani. Cine are bani, ăsta conduce. Cine nu are bani, nu conduce. Ăștia de stânga au plasat, au burghezia nouă pe care au creat-o, care le aparține lor. Comerțul acesta le aparține lor. Și ăștia pot să trăie multă vreme pentru că au fonduri de rezistență. De-a lungul a 25 de ani după anul 1990, justiția română a făcut ca toate casele Bragadiru să nu ajungă în totalitate la urmașii direcți și unele să zacă în paragină spre a fi o pradă ieftină pentru rechinii imobiliari. Celebra tipografie din strada Brezoianu și-a reluat după 1990 numele de Universul. Între anii 1995-1996 a fost privatizată prin metoda Mebo, deși clădirea avea proprietar. În 2 iulie 2006 a devenit proprietate a omului de afaceri american Jonathan Mann. Universul, un edificiu emblemă al presei românești, așteaptă de 2 decenii o decizie dreaptă a instanțelor de judecată. Se pare că în România, actul naționalizării de la 11 iunie 1948 funcționează încă.